물론 여보코스가 Надюша, только ну вред стать. Нет, вот я вам А мы ну так тёрли. А Thank you.
De ce stă la cabină, domnul, că e liber? Eu mă uit că e o nouă viață. O zi bună să aveți. Chișinău este casa noastră a tuturor și am votat astăzi pentru Chișinăului, dezvoltarea capitalei Republicii Moldova. Pentru cei mici, pentru cei mari, pentru cei netate, pentru un oraș curat, pentru un oraș modern, pentru un oraș amenajat, eu ca și toți dumneavoastră, cei care locuiți aici, care ați venit sau care v-ați născut, iubesc Chișinău și vreau ca municipiul Chișinău să se dezvolte în continuare. Proiecte noi, proiecte frumoase, proiecte pentru oameni, proiecte pentru comunitate. Așa să ne ajute Dumnezeu. Ce le doriți concurenților electorali? Eu doresc foarte mult ca această competiție până la urmă să fie una cât se poate de corectă și n-am decât să chem oamenii la vot, pentru că este acest lucru foarte important. Astăzi decidem cum va arăta orașul pe viitor. Decidem și cum va arăta componența Consiliului Municipal Chișinău, ceea ce este la fel foarte, foarte important. Atunci, v-am putut să comentați dacă într-adevăr a fost vizită dumneavoastră la Moscova când s-a început războiul în Ucraina? Eu v-aș invita să discutăm astăzi despre votare nemijlocit. Asta este unul. Doi, subiectul a apărut miercuri, iar joi și vineri n-a venit nimeni să ne întrebe, niciun jurnalist, la conferințele de presă organizate în acest context. Așa cum am zis, aștept unele acte care le-am solicitat oficial și le voi prezenta marți pentru toată lumea. Domnul Cimal, tot poziționați ca un politician pro-european. Ce ține de relația dumneavoastră cu persoanele LGBT? Așa și va fi? Sau veți schimba atitudinea dumneavoastră? Eu pledez pentru libertățile fiecăruia, pe de-o parte, dar, așa cum ziceam, sunt, și nu este de ascuns, adeptul familiei tradiționale și, în acest context, ziceam, poziția mea rămâne a fi așa cum este. Atât? Mulțumesc mult, o zi frumoasă!